Dragii mei prieteni, sufletul mi se în bucurie pentru ceea ce Dumnezeu a pregătit să împartă sufletelor noastre, să, să toarne așa cum scrie Biblia, dragostea a fost turnată prin Duhul Sfânt în inima noastră. <coughs> sunt, sunt mișcat în adâncul sufletului meu, sunt emoționat, sunt în același timp într-un fel încordat să pot să predau cât mai aproape frumusețea acestui cuvânt, căci el niciodată nu va fi epuizat în trecerea timpului. Cerul și pământul vor trece. Cuvântul lui Dumnezeu nu pentru că este viu. Și de aceea și spus Ioan, dacă s-ar fi scris toate cărțile în lume, nu încă pe lumea. Ca atare nu are rost să încercăm lucrul acesta și nimeni, ci să fim credincioși în lucru încredințat nouă. Și astăzi, prin Harul lui Dumnezeu ne este încredințat un adevăr de o mare însemnătate. Noi trăim într-o lume care tot mai mult folosește cuvântul acesta multitask, adică face mai multe treburi deodată. S-a dovedit însă că nu e adevărat. Nu poate să facă nimeni mai multe treburi simultan, ci așa cum a spus Biblia, fac un singur lucru. E adevărat că merg pe stradă și citesc într-un ziar sau o carte. S-ar zice că în momentul ăsta fac două treburi. Nu. Alternativ îmi concentrez atenția la ziar și alternativ la picioare. Deci nu în același timp. Hotărât nu. Și am avut un moment în care o familie în Germania unde lucram, M-a invitat acolo, soția lui mi-arată pe soțul, pe Gerhard, și spune: Dânsa era foarte vârstă, și însă la fel de, de o frumusețe a credinței rară în viața lor. Zice: Uite, Gerhard, îl vezi pe Gerhard? El face trei treburi simultane. Trei treburi odată. Care sunt cele trei treburi? Pe uite-te la el. El citește ziarul, într-adevăr, care era cu ziarul mână Gerhard. Era cu căștile pe urechi, citește ziarul, ascultă știrile și doarme. Deci, trei lucruri pe care le face în același timp. În realitate, facea, era un singur lucru, dormea. În ce privește însă viața de credință, nu se aplică această lege. Chiar în domeniul oamenilor bolnavi, numiți bipolari. Ei nu sunt bipolari simultan, ci bipolar înseamnă un om care trăiește în imaginația lui două feluri de vieți. Pentru că poate să apară foarte credincios, foarte credincios și în același timp are o viață cumplit de păcătoasă, de murdară, de imorală, de neimaginat, între păgân, nu s-a pomenit așa ceva, dar apare foarte credincios. Asta cum se întâmplă? E un bipolar, dar nu trăiește aceste vieți în același timp. Nu în timp ce comite răutățile și mizerile lui și închipe că e Sfântul lui Dumnezeu. Nu, atunci e cealaltă viață. După care se întoarce la cealaltă viață și alternează între ele două, nefiind adevărat lucrul acesta. Pentru că Biblia spune nimeni nu poate să slujească la doi stăpâni. Aceasta e legea care elimină ideea aceasta a unor vieți simultane sau multitask sau mai departe, unul așa, unul așa a spus Mântuitorul Lumii și aceasta pune punct incursiunii noastre. Există însă un domeniu, iubiții mei, în care viețile se desfășoară simultan și există numai un context în care aceasta se întâmplă și anume vorbim de piatra vie, Piatra vie este un concept abstract, dar care comunică un adevăr, adevăruri imense. Nu ne-ar ajunge viața să explorăm, dar supunem atenției noastre acest lucru. Ce înseamnă piatra vie? Și mergem în 1 Petru 2 cu 4 și aici el ne spune nouă, apropiați-vă de el. Apropiați-vă de el. Ce înseamnă aceasta? Învățați tot mai mult despre el. Vorbiți despre el, rugați-vă pentru el, vestiți numele lui între oameni, tot mai mult, tot mai aproape, tot mai mult, tot mai aproape de el. Cine este el? Piatra vie. Piatra vie trăiește vieți simultane, două vieți simultane. Aceasta înseamnă piatră vie. Păi, dacă este piatră, nu are cum să fie vie, dacă vie, nu are cum să fie piatră. Ei, amândouă sunt. Este și piatră, este și vie. Și acum, acum imediat vom înțelege noi despre ce este vorba. Piatra vie. Care este o viață? Care e viața de piatră? Lepădată de oameni. Aceasta e o viață și simultan cu această viață, aleasă și scumpă înaintea lui Dumnezeu. Aceasta înseamnă piatră vie. Lepădată de oameni, dar în același timp, simultan, deci, prețuită înaintea lui Dumnezeu, aleasă și scumpă înaintea lui Dumnezeu. Iubiții mei, dacă lucrul acesta s-ar fi oprit aici, am fi spus că este o frumoasă construcție literară, filozofică, chiar este de inspirație. Dar aia trece mai departe, pentru că Biblia spune și voi acum ca niște pietre vii, tot așa, pietre vie, tot același fel de două vieți una a pietrei și una a vieții, piatră vie, vie piatră, într-un fel tratat pe pământ, în alt fel tratat în ceruri vieți simultane. Punctul pe care ne îndeamnă Bunul Dumnezeu să-L învățăm și am simțit în demnul acesta în timp ce studiam și îngenuncheam pentru tema aceasta, Iubit mei, este să învățăm de la Domnul Hristos cum se trăiește între, printre și în același timp, aceste două vieți simultane. În același timp se întâmplă lepădat de oameni, și în același timp ales și prețuit de Dumnezeu. Pe aceasta a fost viața tuturor pietrelor vii pe care le întâlnim în Scriptură. Nu este aceasta viața lui Iosef? Cine era el în ochii fraților? Cum era el tratat? Ca o piatră. Și cine era el în ochii lui Dumnezeu? Cum era el privit și primit înaintea lui Dumnezeu, viu și lucrător, prețios? Era piatră vie. Ce și care este chemarea noastră? Chemarea noastră este să fim conștienți de această realitate. Omul va avea de dușman pe cei din casa lui, în timp ce are de prieten pe Dumnezeu. E, e mai greu de. de de uh, explicat, dar lucrul acesta, când este trăit, este bineînțeles. Viața se desfășoară, viața unei pietre vii se desfășoară pe aceste două planuri simultane. Și uh, depinde de înțelegerea noastră și depinde de conștiința noastră și de răspunsul pe care îl dăm acestei situații. Dacă ne lăsăm copleșiți de piatră, lovit cu piatra, dacă ne lăsăm loviți de piatră, dacă ne hrănim sufletele cu tratamentul acesta, vom ajunge piatră într-o se va sufletul față de Dumnezeu și față de oameni. Dacă nu uităm că în timp ce suntem tratați în acest fel sau loviți cu aceste pietre sau ca o piatră, dacă nu uităm că în ceruri suntem prea iubiți și scumpi, în cazul acesta ne vom ridica deasupra acestei situații și vom vedea această situație cu alți ochi. De ce credeți că atunci când îngerul Gabriel, înger care a vizitat pământul nostru de multe ori și poartă un rol preeminent în lucrarea lui Dumnezeu. De ce credeți că a trebuit să îi prezinte lui Daniel cel din tâi aceste cuvinte introductive? Daniel, e om prea iubit și scump. Da? Cum se întâmplă să fiu prea iubit și scump când au vrut să mă dea la câini, să mă mănânce de viu? și când au băgat pe prietenii noștri în foc și cum să... Cum... Da, aceasta înseamnă piatră vie pe un plan omenesc, lepădat, urât, condamnat la moarte, atentat de moarte asupra vieții, dacă poate să-l omoare, la aruncă la lei, pe pământ. În același timp, în ceruri, om prea iubit și scump. Eu când ți-am zis că este om prea iubit și scump, nu ți-am dat un citat din Nebucat Nețar sau din vrăjitorii care erau în jurul lui sau din ceilalți. Și când ți-am spus cuvintele om prea iubit și scump, ți-am spus cuvintele lui Dumnezeu. Acum nu pot să trec dincolo de lucrurile acestea. Dacă aceste cuvinte ale lui Dumnezeu nu înseamnă pentru tine mai mult decât înseamnă cuvintele a mine care te-au aruncat la câini de viu, dacă aceasta nu înseamnă mai mult, vei rămâne cu câinii. Vei rămâne cu lucrul acesta. Dacă aceasta înseamnă totul pentru tine, cuvintele lui Dumnezeu despre tine, atunci cuvintele celorlalți ale acestor hengheri vor fi absolut nimic. Dacă aceste cuvinte sunt totul. Deci, trăim aceste vieți simultane, dar nu suntem scutiți de ispita, de a cădea sub descurajare, sub jocură, sub suferință, de o ne sub nedreptate, într-un fel sau altul, sub neadevăr. Nu suntem în aceasta. De aceea a spus Mântuitorul, ferice de, va fi de voi când oamenii vor spune lucrurile și neadevărate. Aici este cheia fericirii. Dar de unde știi că sunt adevărate? Păi în ceruri a spus, ești un prea iubit și scump. Deci ce au spus uh, dumnealor nu stă în picioare. Dar depinde de unde te hrănești. Depinde unde ai prins rădăcinile. Depinde ce lucrare ai ales să faci în lumea aceasta. Fie să suporți pietrele celor care te lovesc, fie să hrănești sufletul cu cuvintele vieții la Dumnezeu. El este piatra vie Lepădată de oameni, e o viață și o altă viață simultană, aleasă, iubită, prea scumpă ochii lui Dumnezeu. Dacă este să mergem la un exemplu practic, și vom merge, este moartea lui Ștefan. El trăia vieți simultane. Într-o viață era lovit cu pietre, aici, viața aceasta de, în relație cu oamenii în cealaltă viață simultană, el văd pe Fiul lui Dumnezeu stând la dreapta Tatălui. Ah, iubiții mei, aceasta i-a dat putere să spună Tată, iartă-i, o... nu ține în seamă păcatul acestor pietrari acestor oameni care îl dau cu pietre. Nu ține în seamă păcatul acestor oameni. Aceasta i-a dat lui puterea să spună aceste cuvinte care sunt asemănătoare cu cuvintele Mântuitorului nostru. Cel ce a spus cuvintele acestea pe cruce, iartă-i tată și că nu știu ce fac, a spus aceste cuvinte din același motiv. Pentru că în timp ce ei erau acolo, în jurau, blestema aceasta era o viață, în același timp Dumnezeu era în Hristos, împăcând lumea cu sine. Și în puterea acestei vieți, în puterea mărturiei cerului despre el, Mântuitorul nostru a înălțat rugăciunea, iartă-i că aș nu știu ce fac. Aceste lucruri nu sunt magice, nu sunt hocus pocus, nu spun mereu lucrul acesta, pentru că unii oameni cred că se întâmplă așa la o vorba lui Dumnezeu. Nu, au o cauză și o explicație care stă în picioare în fața minții sănătoase. Doar aceasta ne va da nouă putere să iubim pe vrăjmașul nostru. Nu? Este, dacă discutăm pe orizontal sau în termen firește, este un nonsens aceasta. Dar, dacă, dar acela care cunoaște pe Dumnezeu, care știe că este în timp ce este dușmanit, iubit, urât, aici este iubit, este prețuit în cerul, în lui Dumnezeu. Aceasta îi dă putere să iubească pe prăjmașul său. Pentru că el știe că în viață nu rămâne ce zice vrăjmașul, bazjocoritorul, care înjură, care blestemă, care minte, care fură, care ne dreptățește. Acestea trec. Ar trebui să nu ne fie niciun fel de teamă de păcat și istoria lui, pentru că lumea și pofta ei trec. Acestea, -au, acestea nu au niciun viitor. Pe când cine face voia tatălui meu sau cine se hrănește cu viața aceasta cerească, acela rămâne în veac. Noi suntem cetățenii ai țării, ai pământului acesta, ne facem datoria. Dar nu uităm nicio clipă că nu suntem doar cetățenii acestei pământ, ci simultan suntem cetățenii cerului locuind pe o planetă ca aceasta. Și nu suntem mai întâi cetățenii planetei și mai apoi ai cerului, ci mai întâi suntem cetățenii cerului și de aceea binecuvântăm planeta pe care suntem așezați cu viața noastră. Acesta e drumul pe care a trecut și trec toți oamenii lui Dumnezeu și tu și cu mine. Suntem învățați astăzi să știm cum să luptăm între aceste vieți simultane. Binecuvântă, suflete pe Domnul și nu uita că viața nu este doar atât ce se întâmplă, ci dincolo de aceasta. Ce spune Dumnezeu despre tine. Nu? Trebuie să, să nu uităm, Daniel e dat la câini, într-adevăr, dar de oameni. Dar nu uită că este prea iubit și scump înaintea lui Dumnezeu. Mereu sunt mișcat de exemplul acesta lui George Campbell Morgan. El a fost dus în fața unei comisii să dea examen de predicator la teologia. Au dat examen. Acolo au fost trei examinatori, probabil că mai mult au dormit plictisiți, obosiți, uzați, de așa, așa mai departe. Ei înșiși de pape, probabil. N-au reușit să simtă valoarea acestui suflet. Și l-au respins. 125 de studenți au căzut la examenul de predicare în ziua aceea și printre ei a căzut această, această stea briliantă pe care Dumnezeu o planta pe cerul bisericii. Și lor li s-a părut că nu este nimic, o gaură neagră. nu au văzut nimic. Și atunci el vine și scrie în jurnalul său cea mai neagră zi din viața mea, așa a scrise, cea mai întunecată zi din viața mea. Și a scris o telegramă, sau cum se numea atunci, un cablu tatălui lui, respins, atât i a spus. Și tatălui a citit uh, această telegramă și a răspuns înapoi, imediat, tocmai când scrie el cea mai neagră zi din viața mea, scria în jurnal, când și-a dat seama nu de căderea lui, ci de căderea acestor examinatori care nu înțeleg chemarea lui, nu înțeleg darurile lui, sunt așa de orbi, așa de, de fierduți oamenii aceștia. Ce risc mare pentru omenire ca ei să îndepărteze o așa binecuvântare cum era tânărul acesta. Și pe când scrie el cea mai neagră zi, tocmai atunci scrie tatălui înapoi telegramă, respins pe pământ, acceptat sau primit în ceruri vieți simultane. Acum, dacă el rămâne la viața aceasta de pe pământ, face ce am făcut eu într-o anume zi în care doi administratori ai bisericii mi-au comunicat în public că, că eu sunt un gunoi de care nu este nevoie. Pot să plec de acolo dar în clipa aceea, dacă și așa am și făcut. Dar aceasta era pe un plan al vieții, și nu știam învățătura aceasta: că în același timp în cerul se rostește altceva. Și pe când mă pregăteam să ies pe poartă. La cuvântul acestor doi oameni, doi administratori, a ieșit un alt om al lui Dumnezeu care a strigat tare, la fel de tare. A, a auzit toată lumea din, din curte, toți studenții se înscriau acolo la cursuri și când cei doi administratori au auzit strigătul lui, au fugit repede într-o clădire, nu puteau să fie văzuți de oameni. Ce fel de viață o fi asta? E greu de înțeles, -o. Și atunci omului Dumnezeu a strigat, nu, 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 nu te considera un aruncat sau gunoiul ce, pământului, nu, 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 nici atât. Știu că Pavel a spus într-un loc, suntem priviți ca gunoiul lumii acesteia. Problema este că dacă rămâi doar la aceasta și nu treci mai departe, chiar gunoi ajungi. Dar Dumnezeu ne cheamă astăzi prin cuvântul lui să ascultăm pe o altă frecvență, să schimbăm puțin programul. Ia vezi ce e pe programul 2. Pe programul 2 e om prea iubit și scump, așa spune acolo, a lepădat la oameni, dar ales în ochii lui Dumnezeu. Au, trecut și a urmat atunci patru, aproape 40 de ani de uh, slujire și peste 50 de ani de predicare a Evangheliei și uh, nu aș fi putut niciodată să prevăd uh, cursul acesta în momentele în care mi s-a spus așa ceva, atât de crud, de brutal, de murdar în fața atâtor oameni și uh, pentru sufletul meu slab a fost o lovitură aproape imposibil de suportat, dar riscam să rămân doar cu atât și am vrut să plec, dar cerul s-au rostise altceva și atunci a fost trimis un alt om al lui Dumnezeu care a preluat cuvintele acestea. Iubiții mei, Sfânta Scriptură, textul acesta al lui Petru, piatra pe care au o lepădat-o zidarii, a ajuns să fie pusă în capul unghiului, arată că a, trăim aceste două vieți a, simultane, zidare o lepădată, nu vă e bună de nimic, arunc cu aici, cu tare. A ieșit un uh, domn administrator în fața unui grup de oameni care au pronunțat numele meu acolo și a spus, ăsta e un om lepădat, trimiteți l de aici, nu-i nevoie de așa ceva, ăsta e un om ca... A mers personal la un alt administrator și teolog, un om respectat, pentru care am mare respect astăzi și am spus... Aș vrea să înțeleg pasajul ăsta care este aici și nu, nu vezi de treaba dumneata, să te măcar să te mântui dumneata, lasă, nu mai le spune la alții, vezi de treaba dumneata. Am luat acest cuvânt, dar nu știu de ce și tainic mărturisesc din nou, că nu știam acest lumină care o avem acum în cuvântul lui Dumnezeu. Nu știam că mai este o altă viață simultană la care ar trebui să mă gândesc. Dar În clipa aceea. Da. Textul acesta, ilustrează tocmai acest aspect. Versetul 7. Piatra pe care au lepădat-o zidarii a ajuns să fie pusă în capul unghiului. Dumnezeu nu întreabă zidarii unde să pună piatra aceea pe care ei au considerat-o. Știți, istoria aceea că a venit piatra din capul unghiului și nu-i găseau locul nicăieri. Ăsta e unul, nu se potrivește nicăieri așa ceva. Zvârlele încolo, dați mai încolo, asta nu merge nicăieri. Și deodată, la sfârșit, nu mai este nicio piatră și ce să mai punem ca să putem încheia zidul la colț. Deodată a apărut locul potrivit pentru această piatră și a fost așezat acolo și a închegat sau a legat clădirea. Fără ea, clădirea s-ar fi prăbușit. Câtă lumină adună Dumnezeu în cuvântul Lui pentru sufletele noastre. Dumnezeu, când a ales piatra din capul unghiului, când a Croit-o pentru lucrarea aceasta, când a pus darurile acestea în tine, a creat împrejurările acestea. El n-a consultat pe zidare aceștia care au lepădat piatra. Ei au rămas cu părerea lor. Aș dori mult să, ca ei să fi fost aceia care în ziua cincizecimii s-au simțit străpunși la inimă și au întrebat fraților ce să facem. Și atunci Domnul le-a spus prin Petru. Întoarceți-vă acolo unde ați lepădat piatra aceasta și mărturisiți astăzi că Dumnezeu a așezat în capul unghiului, era referire la Mântuitorul nostru Hristos Iisus. Că lucrurile nu se termină niciodată acolo unde le leapădă oamenii sau le disprețuiesc, că lucrurile nu se termină acolo, trebuie să rămână și să meargă cu noi. Știu că e aproape imposibil să vezi din groapă, când ești aruncat în groapă a lui Iosif, ce să mai vezi afară, frate, decât un mic petec de cer. Ce viitor să mai vezi, ce orizont, ce perspectivă. S-au dus toate acestea. Aceasta însă nu va împiedica niciodată pe Dumnezeu să împlinească tot ceea ce a pus scris în cartea lui, în planul lui ceresc, nu pământesc. Și așa că omul pe care l-au aruncat oamenii în groapă, pe Iosif, a ajuns să fie așezat pe tronul Egiptului, pe cel mai înalt tron de la data aceea. Și cel mai mare om din lume, cel mai puternic om din lume să-i dea inelul lui pe cetluitor și să-i spună, uite, oriunde vei fi și vei deschide gura, ești legea vieții. Lumea întreagă recunoaște în tine lucrul acesta. De unde să știe oamenii aceștia că acela care le-a adus mâncare atunci nici n-au ținut cont să zică bună ziua, mulțumesc ceva? Nu se prevede aceasta. De unde să știe ei că acest copil va ajunge să hrănească lumea? Nici atât nu a putut să știe ei că un copil născut în condițiile acelea de Staul și crescut în condițiile acelea de Nazaret și hăituit prin Egipt și cu purtând stigmatul asupra lui că e născut dintr-o femeie nu știu cum, că este. De unde să știe oamenii aceștia? De unde să știe oamenii aceștia că acesta pe care l-au lepădat ei și l-au înjosit și au făcut tot ce au putut să-l descurajeze pe orice cale posibilă s-au folosit de orice formă de neadevăr și înjosire posibilă ca să-i taie inima, să nu, mai, să nu mai meargă mai departe. De unde să știe oamenii aceștia că el lucra chiar salvarea lor, propria lor salvare era în mâinile și lucrarea lui și cu atâta dragoste el ierta pe cei ce bat jocorea. Iubiții mei, apropiați-vă de el, piatra vie, spune Sfânta Scriptură, lepădată de oameni, dar aleasă și scumpă înaintea lui Dumnezeu. Apropiați-vă de El, nu de ceilalți. De ceilalți stați departe. Nu cumpărați jocurile sau lepădarea lor, nu cumpărați neadevărul lor sau râsul lor nu cumpărați batjocorirea lui Dumnezeu prin ceea ce se întâmplă că Oricine își bate joc de voi, de mine își bate joc. Nu cumpărați așa ceva. Nici nu vă interesați în ce constă. Stați departe de jocul aceasta. În schimb, să ne ațintim privirile, așa cum a făcut Mântuitorul nostru, spre Dumnezeu și spre Cuvântul Lui. Aceasta este ceea ce a făcut El pe cruce. În timp ce era în durerile acelea, despre care nu putem decât să spunem vorbe. Purtând păcatul omenirii, n-a adus nimeni pe conștiință așa ceva vreodată. Când am făcut eu un păcat, a fost uneori atât de cumplit a fost reacția aceasta, încât am simțit că murim sunt greutatea păcatului nostru, dar să purtăm greutatea păcatului lumii. Nu are rost să vorbim despre acesta. Pe când era în această situație, scrie cuvântul lui Dumnezeu, el trăia o altă viață simultană. Și viața cealaltă, simultan cu aceasta pe care o trăia, el consta în bucuria de a vedea numele Tatălui înălțat mai presus de orice nume, în bucuria de a vedea pământul plin de cunoștința Domnului ca fondul mării de apele care îl acopăr. În bucuria de a vedea toate lucrurile din univers aduse în armonie cu Dumnezeu. Sunt vorbe pe care le spune, Noi nu știm ce înseamnă lucrul acesta. Dar, iubiții mei, în timp ce trăia suferința aceasta pentru bucuria care îi era pusă înainte și uh, aceasta era trăirea lui, a suferit crucea. Pentru bucuria el trăia bucuria aceasta în timp ce suferea crucea. Și cartea prorocului Isaia capitolul 53 sublinează acest inimaginabil adevăr. Va vedea rodul muncii sufletului său. Se referea la sfârșitul lumii când va vedea pe cei mântuiți printre care și noi și cei iubiți și tuturor toți aceia care au deschis ușa inimii Mântuitorului nostru Hristos Iisus. Isaia nu se referea când va vedea rodul muncii sufletului său, ci se referea chiar la viziunea aceasta, trăirea aceasta pe care o avea el pe cruce, pentru bucuria pe care o avea, pe care era pusă înainte, se va înviora. El, când va vedea bucuria aceasta finală, nu are nevoie să se învioreze. El este astăzi plin de fericire. Este un Dumnezeu fericit. Dacă a fost o situație în care trebuie să se învioreze și l-a înviorat tocmai vedenia aceasta, bucuria care era pusă înainte, era aceea în care el se găsea pe cruce. Și este situația aceea din viața ta care simți că distruge, apasă, înjosește cumplit sufletul tău. ridică ochii spre cer, afară de lumea aceasta și de lucrurile acestea. Afară de ruinarea corpului sau de nedreptate sau de ceea ce este urât, imoral. Afară de, de acestea. Dincolo de ele, în același timp cu ele, se desfășoară frumoasa viață cu Dumnezeu, unde tu ești numit prea iubit și scump. Îți mulțumim din suflet, Doamne. Tu vindești sufletele noastre. Tu ne ridici ochii noștri de la pământ la cer ne închinăm înaintea Ta și îți mulțumim din adâncul sufletului nostru, că -și bunătatea Ta, Doamne, este până la ceruri. Cerurile cerurilor nu pot să cuprindă bunătatea Ta. Iar acum Tu ne chem pe noi să ne facem părtași acestei vieți, prin care în preiubitul Tău Tu ne numești pe noi oameni scumpi și preiubiți în împărăția cerurilor. Ne închinăm, îți mulțumim și te binecuvântăm în veci de veci. Amin.